Spunem încă o dată bună ziua și vă mulțumim că ați dat curs invitației de a fi prezenți la acest eveniment, spun eu, important din viața comunității noastre. Dacă până acum ați primit date tehnice care țin de aparatură despre sănătate, am să spun câteva cuvinte despre modul cum am ajuns în acest moment, pentru că nimic nu se întâmplă așa din senin. Au avut câteva discuții înainte de acest eveniment, atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la Primăria Bârlad. Am cunoscut pe cei din Asociația Medici pentru Sănătate și dați-mi voie să spun că sunt foarte bucuros că au ales municipiul Bârlad. Puteau să aleagă oricare municipiu din România, dar s-au oprit la municipiul Bârlad și, după cum știți dumneavoastră, Primăria a privit cu atenție Spitalul de Urgență Elena Beldima din Bârlad. La eforturile pe care le-am depus noi până acum, iată că prietenii noștri din această asociație vine cu lucru extraordinar. Trebuie să mulțumesc în două direcții, în egală măsură, domnului președinte de la Asociația Medici pentru Sănătate, domnului doctor și întregii echipe, pentru că eu nu-i cunosc chiar pe toți, în special domnului doctor care a venit din Israel la Chișinău, de la Chișinău la Huș, de la Huș la Bârlad, să fie astăzi alături de noi. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim Consiliul Județean în persoana domnului vicepreședinte Dan Marian, pentru că trebuie să o recunoaștem. În această ecuație am ajuns prin discuțiile purtate cu domnul vicepreședinte. Eu nu-i cunoșteam pe domnii de la această asociație, dar acum, pentru că i-am cunoscut, sperăm să rămân într-o relație foarte bună și așteptăm cu drag la Bârlad. S-a mai întâmplat ceva. Pe lângă această donație pe care o primim la nivel de municipiu, noi pregătim o hotărâre a Consiliului Local, va fi primită donația de Consiliul Local și cu destinație pentru spital. Practic, ea nici nu va mai fi mișcată de aici, doar documentele vor fi încheiate. Mulțumim Consiliul Județean pentru că în discuția pe care am avut-o am luat în calcul și un sprijin financiar pentru consumabile, cum spunem noi, pentru o anumită perioadă de timp, până va deconta casa ceea ce se cheltuiește aici. Eu închei și dau cuvântul domnului vicepreședinte, dar încă o dată mulțumim pentru această donație, pentru că înțeleg că este un lucru extraordinar, pentru că vom preveni anumite lucruri în domeniul cardiologiei, să spun. Eu nu sunt medic, dar înțeleg că e o chestiune de prevenție și nu trebuie ratat să spunem că de această donație va beneficia nu numai cetățenii municipiului Bârlad, ci o parte din cetățenii județului Vaslui, pentru că spitalul din Bârlad este un spital de urgență, deservește o parte din comunele județului Vaslui și cu ramificații în județul Bacău și Galați, pentru că noi suntem în sudul județului. Încă o dată mulțumiri și ofer cuvântul domnului vicepreședinte. Mulțumiri încă o dată, domnule vicepreședinte. Trebuie să o recunosc și cu asta închei. Iată un moment fericit când politicul interferează cu administrația și cu sănătatea și se întâmplă un lucru extraordinar. Bună ziua, mă numesc Fredi Abramovici. Sunt președintele Asociației Doctori pentru Sănătate la nivel național și, după cum prea bine au spus și domnii dinaintea mea, domnul primar și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, iată că ne-am orientat direcția și către estul României. Și am venit în sprijinul pacientului, în principal, pentru că el va fi elementul hotărător în tratarea, investigarea și totodată obținerea unor rezultate care vor fi benefice pentru comunitatea locală. Ceea ce vreau să vă reamintesc, am mai spus-o, de altfel, un astfel de echipament mai există în acest moment donat tot de noi la Institutul C.C. Iliescu din Fundeni, unde medicii, profesorii de specialitate de acolo au fost încântați că au putut să intre în posesia unui astfel de echipament
și să poată să facă investigații pentru tratarea bolnavilor nu atât hipertensivi, cât cei și de pe zona ATI și cei de pe zona de dializă. Un lucru important pe care vreau să-l menționez este acela că astfel de echipamente în momentul de față sunt utilizate în Israel și în Statele Unite. Puține state din Comunitatea Europeană dețin astfel de echipamente. De obicei, pentru achiziționarea unui astfel de echipament, se stă pe o listă de așteptare de 2-3 ani ca să poată fi achiziționat. Încă un motiv în plus, să știe și comunitatea locală și administrația că am făcut un efort foarte mare ca să fim prezenți aici cu acest echipament. Și mențiunea care am vrut să o fac de la început a fost: echipamentul este prezent aici pentru secțiile de cardiologie, dializă, ATI, cum vor hotărâ și cum se va hotărâ în cadrul managementului acestei spital, dar vom monitoriza și vom verifica ca acest echipament să fie într-adevăr de un real folos pacienților și cetățenilor municipiului și județului Vaslui. De ce spun treaba aceasta? Ar fi păcat ca să deținem un echipament unic la nivelul spitalului dumneavoastră și să nu-l folosim la capacitatea maximă, mai ales că aceste investigații vă sunt decontate și de casa de asigurări. Foarte puțini pacienți sau foarte puțini cetățeni din, la nivel național, cunosc și știu că sunt bolnavi sau sunt hipertensivi. Un lucru care este demonstrat la nivel global, bolnavi hipertensivi sunt aproximativ 72% din populația globului. Dar doar 45-48% din ei cunosc că sunt hipertensivi. Restul sunt doar cu anumite probleme pe care nici măcar nu le tratează. Acest echipament pe care îl aveți acum în dotare aici, pe lângă o prevenție, o investigație și un tratament pe care îl putem face cu acest echipament, ar putea conduce la reducerea costurilor cheltuielilor cu bolnavii clasici de hipertensiune, care sunt la nivel global și național enorme. Un coleg de-al meu a făcut o mențiune aici, dacă facem doar o comparație simplă cu numărul cazurilor de deces din anul precedent din COVID și le facem o comparație cu cei care au decedat datorită bolilor cardiovasculare, o să vedem că ajungem la o sumă aproape dublă sau triplă. Și ar trebui luat în considerare acest lucru. Deci, noi considerăm că în momentul de față ne-am făcut datoria, aveți acest echipament, vă voi acorda sprijinul în continuare cu echipa din Israel, cu profesorii, cu specialiștii, cu specialistul numărul 1 în hemodinamică din Israel, domnul doctor Aviram Hirsch, medic specialist pe ATI, cu experiență la nivel global, cel care a participat la nenumărate congrese pentru prezentarea și investigarea pe astfel de echipamente. Vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru efortul mare care l-a făcut. Îi mulțumim că a venit, așa cum a spus și domnul vicepreședinte, de la Chișinău, la Cluj, acum la Bârlad. Și va fi alături de noi prin metodele clasice pe care noi încercăm să le promovăm. Telemedicină, inteligența artificială, elemente noi care ar trebui din ce în ce mai mult promovate la nivel național, în beneficiul pacienților, încă o dată spun, în beneficiul pacienților. Suntem la o etapă nouă în care tehnologia ne ajută enorm și ar fi păcat să pierdem pasul acesta care ne este oferit de tehnologie și de tot ceea ce înseamnă sprijin în favoarea pacientului și a cetățeanului. Pentru că acesta este obiectivul final. Încă o dată, țin să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost astăzi aici alături de noi
Și mențiunea finală care aș dori, că bănesc că ăsta e un lucru de interes major, un astfel de echipament, softat pentru România, tradus în limba română, cu toate agrementurile luate de la FDA, CE, Comunitatea Europeană și FDA-ul american, echipament care se află acum, pot să spun, deja în dotarea Spitalului Municipal din Bârlad, este la o valoare de aproximativ 76.000 de euro. Da? Vă rog să luați în considerare actul de donație care îl facem pentru comunitate și efortului pe care îl facem, și sincer vă spun că este un efort pe care îl vom continua. Eu personal îl voi continua la nivelul țării pentru dotarea spitalelor, pentru că să ajungem și noi treptat. Iată că acum suntem în fața Germaniei, Franței și Italiei, care nu dețin astfel de echipamente. Vă spun sincer, România deține, dar alte țări nu îl dețin. Și încă o dată e un motiv în plus să-l folosim la maximum. Deci, doamna manager, domnilor medici, specialiști pe cardiologie și nu numai, ATI, dializă, nefrologie, folosiți acest echipament, îl aveți în dotare. Îl aveți de contabil, prin casă. Folosiți-l la capacitate maximă, iar sprijinul nostru, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al specialiștilor din Israel, va fi în permanență alături de dumneavoastră. Veți găsi la mine telefonul tot timpul deschis pentru a parcurge etapele ulterioare. Și vă promit că voi fi prezent din nou în această zonă, cu echipamente noi, performante, care, spre surprinderea multora, nu au mai fost prezente nici în România și nici în alte state ale comunității europene. Vom veni în continuare alături de dumneavoastră și vă vom acorda sprijinul și încă o dată doresc în mod special să-i mulțumesc doctorului Aviram pentru efort și va fi alături de noi, vă promit eu, prin toate metodele de comunicare electronice pe care le avem acum, pentru a sprijini corpul medical de aici, pentru a sprijini spitalul cu informații noi și eu, la rândul meu cu echipa mea, voi sprijini tehnologic și cu tot ceea ce am eu în momentul de față în putere să dezvoltăm spitalul municipal și nu numai. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim ca o completare la ceea ce m-au subliniat domnul primar și domnul vicepreședinte. Mulțumim domnului Abramovici, domnului doctor Aviram. Vă dați seama că nu putem să fim decât recunoscători la ceea ce, la această donație. Poate este mai mult decât o donație și privim ca și beneficiar principal pacientul. Noi suntem intermediari. De acum încolo nu ne rămâne decât nouă să implementăm și să exploatăm la maximum, exact cum a precizat și domnul Abramovici, 100%. Da? Și evident că o să apelăm și la partea de telemedicină. Sunt de acord că cam asta reprezintă viitorul, ca să ne perfecționăm și să punem așa cărămidă cu cărămidă la ceea ce avem deja, avem nevoie de experiența și se știe că Israelul este top pe partea de medicină. Și vă mulțumim că v-ați făcut timp și să veniți la noi. Mulțumim! Am să-l rog măcar câteva cuvinte să spună și domnul doctor Aviram, ca urmare a prezenței sale aici la Bârlad, cu și județul Vaslui. Mulțumesc. Nu știu omenește așa bine. It's a real pleasure to be here and thank you very much. It's a real honor to be here. Este o plăcere să fiu aici, este o onoare pentru mine să mă aflu aici. And it's very moving that you are one of the first hospitals in the country to implement this innovative top-of-the-art technology. Sunt mândru că suntem prezenți aici cu o tehnologie de top și sunteți
printre primele sau chiar primul spital care beneficiază de o astfel de investiție. I have no doubt that you will see the clinical benefits very, very rapid once you implement in your daily routine management of the patients. Sunt sigur că veți vedea rezultatele imediate ca urmare a implementării și protocolului pe care îl veți face la utilizarea acestui echipament. Our team will do whatever it takes to support you and to provide you any means of communication and help as needed. Așa cum s-a mai menționat, echipa noastră, eu personal, vă voi acorda sprijinul în orice moment pentru întrebări sau alte informații pe care vi le pot furniza în orice moment prin sistemele de comunicație pe care le avem acum mult mai rapide. And it's written here in the back, teamwork makes the dream work, and this is exactly what we are doing right now. You have an excellent team and you can really achieve all the dream, and regarding to patient, that's the best. Uite, chiar am văzut acum pe un zid aici că e chiar foarte frumos scris că echipa lucrează și visurile sunt împlinite și pot lucra. Este un ideal pe care ar trebui să îl avem drept țintă și este foarte frumos că poate fi un prim pas. Yes, so I wish all of us a success and good luck, and I know that the sky is not the limit. We can do more. Vă urez succes și știm că cerul este liber și deschis pentru colaborare.